Bună ziua, prieteni! Bine v-am găsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi vom vorbi despre icoana Maicii Domnului, Sporitoarea Grânelor, care se prăznuiește în fiecare dată de 15 octombrie. Icoana Maicii Domnului, Sporitoarea Grânelor, se numără printre cele mai cunoscute icoane făcătoare de minuni din Rusia. Apariția icoanei Maicii Domnului, Sporirea Grânelor, este strâns legată de Sfântul Ambrozie de la Mănăstirea Optina, cel plin de iubire părintească, a cărui sfințenie l-a atras și l-a inspirat în mod special și pe Dostoievski, care l-a portretizat literar sub chipul starețului Zosima din capodopera sa Frații Karamazov. Icoana a fost pictată cu binecuvântarea Sfântului Ambrozie de la Optina, care, în anul 1890, a cerut egumenei Ilaria de la mănăstirea Bolkov să-i trimită o reprezentare iconografică în care Maica Domnului să fie reprezentată pe norii cerului, cu mâinile întinse spre binecuvântare, iar la picioarele ei să se afle un câmp de secară și mai mulți snopi. Aceasta încă de mic avea o râvnă deosebită pentru Maica Domnului, cinstind sărbătorile închinate ei prin priveghere de toată noaptea și înmulțirea rugăciunilor pe parcursul întregii zile. Icoana Sporitoare a Grânelor a fost dăruită de Sfânt Mănăstirii de maici Kazan din satul Samordino, provincia Kaluga, închinată icoanei Maicii Domnului Kazan, unde el s-a retras în ultimul an de viață. Așa se putea și închina icoanei pe care a considerat-o de la început ca ajutătoare a celor ce muncesc spre a-și vedea rodul muncii. Icoana o arată pe Maica Domnului ca mijlocitoare în a oferi credincioșilor atât pâinea cea de toate zilele, cât mai ales pâinea cerească, așa cum citim în acatistul Maicii Domnului, Sporirea Grânelor. Bucură-te ceea ce ne hrănești cu pâinea vieții. Sfântul Ambrozie însă și-a dat aceste icoane numele Sporirea Grânelor, cu ziua de prăznuire, 15 octombrie. Nu cu mult înainte de adormirea sa, Sfântul a compus un refren special pentru a fi cântat la acatistul Maicii Domnului înaintea acestei icoane. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Dă-ne și nouă nevrednicilor roa harului tău și arătată fă milostivirea ta. Înainte de trecerea sa la cele veșnice, Sfântul Ambrozie a dorit să fie realizate replici ale acestei icoane care să fie oferite fiilor duhovnicești mireni. Întrebat de un părinte cui va încredința așezământul după moartea sa, Sfântul Ambrozie a răspuns: lasă așezământul împărătesei cerurilor. Dumnezeu a rânduit ca ziua înmormântării Sfântului Ambrozie să fie chiar 15 octombrie, ziua prăznuirii icoanei Maicii Domnului, Sporitoarea Grânelor. Prima minune a acestei icoane a fost consemnată în anul 1891, un an cu recolte foarte slabe în întreaga Rusie din cauza secetei. În pofida acestor condiții nefavorabile, câmpurile din Samordino au dat recoltă întreagă la vreme. În anul 1982, o copie fidelă a acestei icoane, realizată de Ivan Feodorovici Cherepanov, unul dintre ucenicii Sfântului Ambrozie, a fost oferită așezământului nou înființat, Piatnisk, din regiunea Voronesc, unde era seceta îndelungată. Curând după ce procesiunea cu icoana Sporirea Grânelor a fost încheiată, a început să plouă, iar teama de foamete a dispărut. Am putea fi tentat să criticăm stilul realist al icoanei, care, deși este încă întâlnită în Rusia, Grecia și țara noastră,
se află oarecum în afara tradiției iconografice ortodoxe autentice. Fără a încerca să legitimăm un asemenea realism în iconografie, această icoană reprezintă totuși dovada că nu trebuie să-l reducem pe Dumnezeu exclusiv la standardele noastre de corectitudine. Duhul sufla unde voiește și cu certitudine, în acest caz, credința și dragostea curate primează înaintea purității stilistice. Maica Domnului însăși nu vrea înaintea icoanei sale, mai ales rugători și nu critici de artă. Să credem că rugăciunile primesc răspuns, că Dumnezeu ne poartă de grijă, că El ascultă rugăciunile credincioșilor și mai ales pe cele ale Maicii Fiului Său. Într-una din rugăciunile din Ceaslov cere Maicii Domnului să mijlocească înaintea lui Hristos pentru noi, deoarece mult poate rugăciunea Maicii spre bunăvoirea Stăpânului. Ne putem încredința personal de acest adevăr doar rugându-ne ei cu credință, cu nădejde și cu dragoste. Maicii lui Dumnezeu cele alese dintru toate neamurile și Stăpânei Cerului și a Pământului care ne izbăvește pe noi din toată nevoia, cântare de mulțumire îi aducem, ci Tu, prea milostivă Doamnă de Dumnezeu Născătoare, primește rugăciunea noastră cea fierbinte, apără-ne de foamete și pagube, dăruiește pământului nostru rodnicie, hrănitoare și sporitoare a țarinilor și grânelor noastre, ca bucurându-ne pururea să strigăm ție, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, dă-ne și nouă nevrednicilor roa harului tău și arătată fă milostivirea ta. Condacul întâi al acatistului Maicii Domnului sporirea grânelor. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și la alte filmări.